Din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 12 mai, biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea celui între sfinți, părintele nostru Epifanie, arhiepiscopul Constantiei Ciprului. Sfântul Epifanie s-a născut într-un sat din Palestina Mică. Părinții săi, iudei de neam, erau săraci.
a îmbrățișat viața monahală încă din tinerețe și s-a distins prin multa erudiție, prin zelul său pentru ortodoxie și prin virtutea sa. În anul 368 s-a făcut episcop de Salamina sau Constanța din Cipru și a murit în anul 403 la vârsta de 105 ani. Între scrierile sale se prețuiesc foarte mult așa numitul Panarium, care combate 80 de erezii. Tot într-o această zi, pomenirea celui dintre sfinți, părintele nostru German, patriarhul Constantinopolului. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Ioan Valahul. Originar din țara românească, a trăit în secolul al XVII-lea, pe vremea lui Matei Basarab. Luat rob de către turci pe când avea 14-15 ani, Ioan este răscumpărat de un turc bogat care încearcă să-l sodomizeze, însă tânărul, apărându-se, îl ucide. Este prins și predat soției celui ucis ca să dispună cum dorește de el. Mai întâi este făcut slugă, apoi femeia, aprinzându-se după el, întrucât era un flăcău chipeș, încearcă să-l seducă. Îi face chiar promisiunea că-l va lua de bărbat dacă se va lepăda de credința creștină. Cum nu se întâmplă acest lucru, este aruncat în închisoare, supus unor grele chinuri și, pentru că tânărul rămâne neînduplecat, primește moartea mucenicească prin spânzurare la 12 mai 1662. Nu avea decât 18 ani. Sfântul Ioan Valahul este ocrotitorul tinerilor credincioși, iubitor de curăție. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.